Orașul Ungheni mai este numit Poarta de Vest a Republicii Moldova. Aceasta pentru că la vest de oraș se află râul Prut, care este hotarul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Am venit astăzi aici pentru a discuta cu locuitorii orașului despre orașul lor, dar și despre schimbările pe care le vor ei aici. În ultimii ani, la noi în oraș, s-a schimbat foarte, foarte mult. Orașul s-a schimbat spre bine, are un aspect foarte frumos. Chiar sunt foarte bucuroasă. S-au făcut stradelile, s-au făcut drumurile toate prin oraș. Practic, nu mai avem glod, nu mai avem ceea ce a fost cândva. Dar care ar fi problema care ar trebui rezolvată, Eugenie? Trebuie ca administrația să tragă atenție la aici cu rutierele Chișinău, ved mamele care pleacă cu copii, rutierele vechi. Asta e un lucru care trebuie de dorit, de luat măsuri și de văzut cum mai departe mergem cu întrebarea asta. Cum vedeți orașul Ungheni peste 10 ani? Eu cred că orașul nostru o să fie mult mai mare decât este acum și oamenii în orașul nostru o să fie fericiți. Bun, a fost aici în centru unitate militară. Acum unitatea militară nu mai este, au făcut un magazin modern, un magazin lângă piața centrală. Mai departe, acum se construiesc două case mari de locuit pentru locuitorii orașului Ungheni. Oraș modern. Aici sunt vreo 20 km pe la Iași, nu e departe. Deci, în perspectivă, cât știu eu, deci se preconizează să construiască și o autostradă. Deci, cred că o să fie treaba asta rezolvată. Mâine nu, dar în perspectivă cred că da. Am așa o informație că se gândesc un gând bun, că se restructureze transportul de călători din oraș. Public. Transportul public. Deci se introduc autobuze moderne ca în Chișinău, de la un cartier până la altul, unde e că mașinile este, busicurile este, care ele le sar roțele și ușile câteodată. Da, bă, au fost așa cazuri. Să fie organizații de transport sub egida primăriei, deci să fie o firmă aparte și transport modern. Cred că orașul nostru, știți așa, că eu fac comparație, mă duc pe Republică, am fost nu de mult la Caminca, de exemplu, mă uit la Călăraș, la Strășeni, mai ales mă uit Călărașul ăla, trei ani sporene, Ungheniu merge bine, să fie oraș modern. El și acum e modern, dar o să fie modernizat și mai tare, și mai puternic. Скажите, что случилось хорошего в последнее время в городе, что вас радует? Быстрое изменение, наверное, я бы сказал. Тротуары, дороги, места, в принципе, парки все обустроили. И все это так быстро меняется, что даже не можешь привыкнуть, в принципе, это. Что-то связано с развитием не так уж и много. Для молодежи тоже как бы не так. Ну, например, что вот для развития вам не хватает? В каких-то центрах? Ну, к примеру, если брать той же молодежи, развитие в сфере IT, например, у нас это очень мало. Ты подходишь к любому взрослому, объясняешь ему то, что там есть перспективы, там есть развитие, он пшикнет и скажет, конечно, нет. И это тоже как бы не очень хорошо. И мест тоже не очень много, некуда обратиться с образованием. Только либо в Кишинев, либо в Румынию, и то тоже не все могут себе это позволить. Вот только это, в принципе, наверное, с этим проблема. Как вы видите город через 10 лет? Возможно, современный, продвинутый. Многие говорят, то, что в Унгенах лучше, чем в Кишиневе. Некоторые говорят, даже лучше, чем в Румынии, в Ясах. Ну, в общем, чисто, красиво, спокойно. Все говорят, что здесь спокойно. Я надеюсь, так здесь и останется спокойно. Это, наверное, единственное, что заставляет остаться меня, друзей, знакомых. Чем оплачен ураш Унгейн? Ураш Унгейн софакут, соинвестит, софакут, дар... Eu mă gândesc că prea puțin s-a făcut doar centru. Trebuie de făcut, dar nu doar centru, și doar pentru că orașul Ungheni e mult mai mare. Orașul Ungheni are periferii, sunt periferii care chiar puțin este uitat de autorități. Este nevoie de trotuare, canalizare, apă. Eu aș spune în asta, chiar și în terenurile sportive care pentru copii, tot ce se face, tot se face mai mult pe centru. Trebuie și implicarea fiecărui cetățean, trebuie și implicarea autorităților, trebuie mult. Ce vă place în orașul Ungheni?
Vreau să vă spun spre bucuria tuturor orășenilor. În ultimii ani s-au făcut foarte multe lucruri frumoase la noi în oraș. În primul rând, s-au făcut ordine pe strada centrală, s-au lărgit aleile, s-au sădit copaci noi, funcționează fontanul. Și în afară de asta, plus la toate acestea, este vorba despre ceea ce ne place nouă foarte mult, parcul. Parcul central. Numele lui Micul Cluj se numește. Anii aceștia, parcul era așa ca o pădurici, neîngrijit, numai copaci, tătătă. Acum, foarte frumos. Mi-au plăcut foarte mult despărțiturile pentru vârsta copiilor. 1-4 ani, 7 ani, 10 ani și multe, multe distracții pentru copii și chiar și pentru maturi. Dacă o să fie așa mai departe, să continui, sigur să nu se oprească aici. Apoi are să fie minunat. Dar ce probleme are orașul Ungheni? Probleme sunt multe, dar ele nu pot fi rezolvate așa deodată. Și cu gunoiul, de exemplu, chiar că în față la clădirea unde eu trăiesc, este tombore pentru gunoi. Oamenii n-au grijă să facă așa, nu-i pun nimeni să lucreze acolo, să facă, să strângă, dar să facă, ei singuri să păstreze curățenie. Eu sunt băștinaș de aici pe loc. Am în ultimul vreme, s-a schimbat foarte mult oameni. El se vede că el se dezvoltă și se dezvoltă și se dezvoltă. Și aș dori noul primar care și bă acum să ție drumul acesta, că e foarte bun. Și să mai dea pe la rurale, câte lecuțe așa, mai tot oraș, mai prin prejur, prin ăsta. Și aș dori o rutierile astea. Și un operator care să conducă tot nevoia asta. Un singur operator. Aici trebuie lichidat tot și bun. Și chiar de la unul, nu de la toți. Că e mizerie chiar. Sunt rutele aici, 1, 2 și 5, mai sunt mai bune așa ea. Dar în restul e foarte. Să dea Doamne să ajung și eu după aceea 10 ani să văd cum așa e un geniu. Dar aș dori și tinerii să întoarcă. Tineri. Copii în ograda acum, o bucată de vreme după pandemia asta care a fost cu COVID-ul ăsta, în ograda la noi, la cartierul Tinerețe, au apărut foarte mulți copii. Eu sunt bucuros că sunt, așa și-a fost în tinerița mea. Curat, spun așa, liniștit, frumos amenajat. Un locuitor al orașului mi-a spus că microbuzile, asta este problema fi, aceasta? Da, ar fi un lucru. Că deja cred că sunt unele care chiar au unele deteriorări, adică sunt de aspect mai vechi. Și cred că asta, da, ar fi una din soluții. Pe 19 noiembrie mergeți la vot? Cum să nu mergem dacă noi suntem încă tineri? Dar sigur că să mergem. Dar pe 5 ați mers? Poate am mers pe 5 și pe 19, dacă așa e situația cu democrația noastră la votare, mergem, sigur. Să mergem, să ne apreciem noi pentru cine să votăm, încă nu m-am gândit, dar să facem o alegere, cred că corect. Скорее всего, да, зависит от времени, но знакомые пойду, из молодежи, да. Voi merge în a doilea tur, pentru că eu cred și văd schimbări. Și cum v-am spus, trebuie implicarea fiecărui om ca să fie aceste schimbări. Sigur că mă duci. Încă mă doare inima pentru orașul meu. Eu nu știu cât cum să mai trăiesc și ce să mai fac, dar măcar pe viitor, cei tineretul care crește, generația viitoare, să aibă alte condiții. Eu și la primul și la doua să mă duc. Credeți că e important? Important. Important, de dus numai decât. Trebuie de ținut băiat care e capabil, care știe să facă tot nevoile astea și suntem noi să alegem. Cred că da. Dar pe 5 ați fost? N-am reușit, din păcate. Dar trebuia să merg, dar n-am intervenit o urgență. Dar cred că acum o să reușesc și o să merg.